Sursă din PSD Dâmbovița spun că ministrul mediului, Rovana Plumb, nu s-ar bucura de simpatia actualei conduceri a organizației județene. Din contră, aceleași voci spun că liderii locali, nu toți, doar o anumită parte, nu s-ar da și nu s-au dat în lături de la nimic pentru a o pune într-o lumină deloc favorabilă pe Rovana Plumb, care este și deputat de Dâmbovița din partea PSD. Au apelat și la sprijinul unor prieteni din presa centrală, precum și din cea locală, care, la rândul lor, au lansat un atac dur la adresa familiei Plumb. Ministrul Mediului nu exclude posibilitatea ca în spatele acestei campanii să se afle purtător de carnet roșu inscripționat cu cei trei trandafiri social-democrați. Asta va fi presa centrală, a fost atacul violent de la adresa dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Ați luat în calcul un moment că în spatele acestui atac s-ar putea afla președintele Consiliului Județean Adrian Ciucianu? Eu iau în calcul toate posibilitățile. Și desigur că am făcut o analiză atentă și nu doresc să comentez aceste aspecte.